Ce caută SpongeBob în Venom? Îmi poate explica și mie careva? Ce caută SpongeBob în Venom? Aici ai partea fericită. Vine Granny aici? Opa. Ia vezi. Hai că da, hai că intră caracterul acolo. Hai. Mă scuzați pe mine că, nu știu că nu intră. Da. Op. Uite capcana asta. Mă, ce se întâmplă? Unde? Pe unde merg? Ce se întâmplă? Doamne! Bă, dar e dificil rău de tot. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi ne vom juca Granny este Venom. Și dacă o să vă placă acest videoclip, nu uitați de like și subscribe. Am văzut jocul ăsta pe magazin Play și am zis, hai să trag un videoclip cu acest joc. Hai să dăm play. Extra loc o să-l băgăm ca de fiecare dată, dificultatea hard, quality high, și să vedem despre ce este vorba. Să vedem dacă are un alt fel de run, obiectele sunt altfel. S-a auzit ceva, dar nu știu exact ce s-a auzit. Days one. Bă, s-a auzit ceva, poc, căzând. Ok, casa este diferită, mai mult cu Venom. Extraordinar. Dar, eu ca de fiecare dată. What? Și pot? Nu. What? Ce s-a auzit, bă? Nu mă pot băga sub asta. Ok. Eu ca de fiecare dată uit să fac controlele. Așa că trebuie să așteptați puțin să fac aceste controle minunate. Hai să aruncăm vaza aici. Da, nu prea vrea să se miște exact cum aș vrea eu să se miște. O să ne chinuim puțin. Trebuia să fi dat pe normal. Dar și așa, să sperăm că vom... Uite și tu unde a pus capcana asta stupidă. Ok, avem cartea. Ar trebui să dau pe normal, fiindcă n-am știu că nu mere. Ok, avem o rotiță. Hai, bă! Mamă, Granny este Venom. Oh, și avem și update-ul cu, zic, cu cioara. Pe bune? What? M-am teleportat. Și ce caută SpongeBob în Venom? Îmi poate explica și mie careva? Ce caută SpongeBob în Venom? Aici ai partea fericită. Da, e partea fericită aici. Am dat, cred că am dat vaza aia jos, a? Așa este. Acolo este întuneric total. Bine măcar că am chemat-o aici pe Granny. Da. Extraordinar. Că nu vrea să se miște. Bă, nu-mi place deloc. În fine, hai să încercăm să o chemăm pe Granny. Doamne sfinte că... Nu mere, mă. What? No, ce fel se deschide sauna. Ne băgăm în mașina, că altceva nu avem ce să facem. Facem o dată așa. Pam o dată, ne răsucim. Iar acum să sperăm că va funcționa sauna. De ce se deschide ușa invers? Eu nu pot să înțeleg. Și de ce mie îmi place să mă chinui? Că pot să stau liniștit în pat. Ok. Pam. Și dorm puțin, Granny. Ia Venom. Mamă, dar ce urât l-a făcut, mă, a făcut-o pe Granny. Ok, mă voi chinui extrem de tare, fiindcă nu se mișcă caracterul. Interesant. Da, trebuia să fi dat pe normal. Este imposibil așa, în halul ăsta, să treci pe Granny pe hard. Ia de aici. Avem range-ul, una bucată range, pe care o să aruncăm fix acolo. Ne trebuie ciocanul. Oare ce avem acolo? Avem o rotiță. Am înțeles, deci noi avem o rotiță aici. Dacă am trebuit să o chemăm pe Granny, acolo este gazolina. Deci dacă acolo este gazolina,
Stați puțin că încerc să-mi aduc aminte run-ul. Dar nu-l mai țin minte. Vine Granny aici? Opa. Ia vezi. Hai că da, hai că intră caracterul acolo. Hai. Mă scuzați pe mine că nu știu că nu intră. Da. Bă, doar se auzea ceva tropăind, dar nu mi-am dat seama. Eu de fiecare dată nu prea îmi dau seama. Ești nebun? Așa, așa este acolo. Așa stă acolo. Ești nebun. Da, mă, că eu nu știam că trebuie să ies afară din casă. Am crezut că a deschis ușa instant la mine. Ok, hai să fugim repede, repejor. Facem o dată așa. Haide, mă. Mai fi bulanjiu. What? Cheie de la Playhouse. Oh, nu, a scârțâit. Oh, nu. Am încurcat-o. Hai să... N-avem nimic. Ok. Deci aici avem ceva de la armă. Aici nu avem absolut nimic. Ah, deci... Nu avem... cioara? Păi și itemele? Ciudat. Itemele le avem pe toate? Fiindcă dacă nu găsim cutter-ul la... Dacă nu găsim cutter-ul pe undeva prin casă, ar trebui să fie la cioară. Și dacă cioara nu este, este chiar imposibil să faci un run pe... Bine că am intrat și prin ușă. E prea imposibil să faci un run pe acest joc. Îmi place că se deschide ușa invers. Ok. Așteptăm. Una. Două. Hop. Și am intrat în casa lui Venom. Ok, hai să vedem ce mai avem pe aici. În afară de nervi. Nervi și stres avem noi aici. Granny a auzit aia. Avem pepenele. Avem bostanul și Granny este în spatele nostru. Hop. Uite capcana asta. Mă, ce se întâmplă? Unde? Pe unde merg? Ce se întâmplă? Doamne! Bă, dar e dificil rău de tot. Doamne, sfinte, bă. Ce naiba? Astea sunt remake-uri cu texturi diferite, dar oamenii care fac asemenea remake-uri nu știu să le completeze. Adică de ce să nu meargă... De fiecare dată mă sperii. De ce să nu meargă să dai pe F1, pe un emulator? Trebuie tu neapărat să dai cu degetul, come on! Mă duc să iau pepenarul. M-a omorât cu tot cu pepenarul. Aici, ia! Ce frumos a pus capcana aia. Deci... What? Avem și carne aici? Astea de la Paianjen sunt aici. Și carnea și cheia. Să vedem în pepenarul ăsta ce avem. Este a treia zi oare? Mama, unde mă duc, mă? Hai să vedem. Ok, avem master key-ul. Hai să ne ducem înapoi. Special key-ul și cărnița. Ce dă, mă, deschide grid, închide uși, deschide uși. Hai să o băgăm la sauna totuși. Ca să fie o treabă terminată. Facem și eu puțin așa, nu este absolut nimic. Hai să mai băgăm încă o dată la sauna pe Granny. Dăm și mie cheia, dacă dorești. Facem așa. Cum coboară Granny. Ok. Dă-te, mă, naiba, mă. Și cheia asta s-a dus fix unde nu trebuia. Hai, mă, las-o moartă, mă.
Da, mă. Mai am încă două șanse, dar nu-mi prea dau speranțe în aceste șanse. Hai să stăm aici. Vine grenuța. Nu mai vine Granny. Nu mai vine, pardon. Am vrut să spun că Granny se va opri fix în fața ușii și îmi va da pur și simplu cafteala. Nu, să nu mă crezi niciodată când o să vă zic că Granny se va duce la sunet. Nu. Nu e adevărat. Nu prea înțeleg de ce Granny nu se duce uneori la sunet. Nu se mai chinuie să deschidă ușa direct. Mi-a dat capacul. Foarte bine, Granny. Chiar mă bucur. Mhm. Da. Frumoasă priveliște. Opa! Mi-a întins palma. Game over! Mă, ce n-ai, bă, mă, parcă tot rapidă este. Avem doar un singur run. Deci s-ar putea să fie easy. Hai să vedem dacă vom reuși măcar de data asta. Și de ce avem SpongeBob în casa lui Venom? Că n-am înțeles. Și mi se mișcă extraordinar de bine, dacă nu știați. Aici avem o poză. Uite și tu, SpongeBob. Pantalon pătrați. Ce frumos. Foarte frumos, da. Hai să dăm și aia jos. Aici avem special cheu cu cărnița. Vom deschide prima oară playhouse-ul. După. Deci, Granny o să vină aici. Nu ne mai interesează de cheia asta. Hai să facem în felul următor. Ne băgăm aici. Iar acum ne ducem direct cu special cheiul sus. Mamă. Casa lui Venom. Cu câteva texturi. De fapt este al lui Granny, dar cu câteva texturi mai adăugate. Ok. Și vom face în felul următor. Ia uitați-o. Mai închis de mere, Nicolai. Să vezi ce să fac după ce o să ies așa, îmi zice Granny Venom. Granny Pyongyang. Spider Granny, cum ar fi? Să se inventeze un joc Spider Granny. Mulțumesc de capcană, chiar îmi trebuia o capcană. Chiar îmi trebuia o capcană în care, dacă te-ai prins, nu te mai desfaci! Bă! În ce lume trăim? Da, băi și fete, cred că ar trebui să așteptăm puțin să vină Granny. Hai să ne punem puțin pe spate. Așteptăm puțin să vină Granny ca să ne omoare. Haideți și noi puțin așa. În sfârșit! Granny s-a dus la baie, a crezut că de acolo vine sunetul. A pălit-o pe Granny. Pe Granny a pălit-o. Treaba. Da să mor tu, Granny. Da să mor tu, Granny! Eu acum mă mișc din cursor. Nu mă mișc din mouse. Uite și tu capcana asta stupidă unde a pus-o. Nu știu de unde a ieșit, de unde n-a ieșit. Mă duc direct sus cu carne. Să vedem măcar ce este la paiangănul ăsta. Uite și tu. Nici din cursor nu merge, frate, să faci ceva. Bine măcar că a lăsat așa spider-ul ăsta. Avem bărsidul, dar nu poți să faci. E imposibil să faci acest run. Nu poți, fiindcă jos, la cioară,
Nu ai cum să ajungi. Și acolo la ce oră era cutter-ul, m-am uitat pe greniu. Da, 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 da. Perfect. Mă bucur. Mă bucur de aceea capcană frumoasă. Mai încercăm, da. Am zis că nu se poate. Ia. Trebuie cumva gluciuit sau nu înțeleg cum ar trebui. Habar n-am. Ok. Ok, hai să ne ducem în găurci din nou, să vedem dacă putem să facem ceva sau nu. Deci dacă nu, nu cred că poți face nimic. Deci noi trebuie să ajungem acolo, dar cum am putea ajunge acolo? Ce este acolo? Eu nu înțeleg. Bro, come on. Prea înțeleg și ar trebui să fie acolo. Mamă, ce poză faină cu Venom. O, du-te frumos, o, du-te. Vino cu a fata. Te mai urcat tu cu talentul ăla pe scări. Fix acolo vreau eu să mă duc, nebunul. Deci, uite ciocanul. Uite, avem aici ciocanul. A, nu putem să facem niciun run. Sau putem face? Ia stai puțin. Oare ăla nu, nu cred că merge, nu? N-ar trebui să meargă. Vine Granny. Sau? Vine? Nu știu. Ba da, mă, mere, mă. Mere, păi și cum vrei tu să o iau pe asta? Hai să o gliciuim pe Granny. Hai să o gliciuim măcar aici pe Granny. Ting! Ting! Ia, că vine Granny, supărată. Ți-am furat gazolina! Ha, ha, ha! Trebuie hammer-ul. Ți-am furat gazolina. Ia! Ce face, bă, Granny? A, Granny stă în ușă. Și dacă fac asta, își revine, nu? Hai, mă! Dacă fac asta, își revine, nu? Nu poate să deschidă ușa. Țeapă. N-ai mai luat țeapă? Țeapă, Granny. Una bucată era, uite, aici. Perfect. O ducem înapoi la mașină. Facem o dată așa, pam o dată și ne mai trebuie încă două bucăți. O bucată știm unde este. Ok, avem încă o bucată aici. Și ultima bucată este sus, așa că trebuie să o chemăm pe Granny aici. Hai, Granny, să vină aici, vină aici. Și o împușcă măcar, ca să știm o treabă. Dacă nu putem să facem niciun run, măcar atât. Ok. Pam o dată. Perfect. Și încă... mai trebuie încă bucată cealaltă. Care este, uite, aici. Nu avem nimic. Granny, o să vină încoace sau? Nu s-a auzit nimic, a picat plen cu ăla. Foarte bine. Uite-o pe Granny. Nici nu se cunoaște pe textura asta. Vai, dă din cap, Granny. E supărată. E supărată, Granny, băieți. Granny este foarte supărată pe noi. Asta, că acum te împușc. Stai liniștită.
Perfect. A, mă, dar mergi, mă. Bun. Hai să vedem dacă o putem omorâ măcar. Asta e una din curiozitățile mele. Bun. Haide, dragă Venom. Să dărâmă puțin ușa. Ia! Hai, mă, Venom. Headshot. 2 minute. Bă, ce fersar a sucit! Ia! Ia, mă! Ia! Ia ce dinți are Venom. Frumoși dinți. Are capul albastru. Violez baba Venom. What? Da, și cam asta o să fie episodul. Eu sper că v-a plăcut și bineînțeles o să ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Îmi pare rău că nu am putut ieși, dar e prea glitchy și nu poți ieși. Așa că ne vom revedea data viitoare. Bye, bye!